Salutare, drăguții mei! Hai că n-o fi rău, de ziua noastră am dormit și eu puțin. La mulți ani copiilor din lumea întreagă și nouă tuturor, că până la urmă în suflete am rămas probabil pe undeva pe acolo tot niște copiluți. Hai să procedăm cu biletul de astăzi. Nu neapărat cu întârziere, v-am obișnuit și cu apariții din astea mai lente, mai la amiază. Hai să totuși ne descurcăm cu biletul ăsta și să fie până la urmă verde. 1 iunie 2022, începutul verii ăsteia din anul ăsta tumultuos. 8 evenimente pentru astăzi, cotă totală 77.25. Primul dintre meciuri începe astăzi seara la 17, adică eu trag clipul ăsta pe la 3 fără un sfert după amiaza, în vreo, să zicem, 2 ore de aici încolo o să trebuiască să aveți biletul deja setat. Se dau freze pe afară, dacă auziți pe fundal zgomot de freze, e pentru că se lucrează. Nu e sărbătoare în calendarul ortodox, românul lucrează, ceea ce este extraordinar. Cu frezele în cap, cu șmirghelul pe mustață, hai să le zicem pe astea 8. Like la acest video, mă ajută extraordinar de tare. Abonați-vă la canal dacă simțiți că este nebunie mare cu ce fac eu aici și probabil că e. Și ultimamente, ca să primiți la timp notificările despre când apar, cum apar, setați-vă și clopoțelul ăla al canalului să chiar primiți toate notificările din partea mea absolut la timp. Campionatul european sub 19 ani, tineret sub 19 ani, under 19, runda elitelor, ăsta e meciul care deschide biletul la 17 fix acum. Norvegia sub 19 ani, under 19, se duelează cu Ucraina under 19, sub 19 ani și se vor căra goluri la greu. Mergem pe 3 plus aici, minimum 3 goluri în meci între Norvegia, tineret sub 19 ani și Ucraina, tineret sub 19 ani. 3 plus este pronosticul din partea mea. Ne mutăm apoi în Africa, Cupa Națiunilor, să ne holbăm la Libia în luptă mare cu Botswana. Câștigă Libia, câștigă gazdele, mergem pe 1 solist. Tot din Africa, Cupa Națiunilor, mai vine încă un meci. Angola are întâlnire cu Republica Central Africană și câștigă și aici gazdele, câștigă Angola, vom merge tot pe un 1 solist. Ce se va întâmpla în final? Ne vom amuza pe parcurs sau mai târziu astăzi, da, diseară. Astea sunt cele două din Cupa Națiunilor în Africa. Ne mutăm în Liga Națiunilor UEFA să ne uităm și la, desigur, Polonia versus Țara Galilor. E o treabă din care pe multe surse am văzut PSFX, am văzut de fapt X final și eu aș fi fost tentat să pun PSFX. E posibil să se întâmple chiar așa, vedeți și voi ce alegeți să jucați. Eu însă pe biletul de astăzi decid să pun ce am văzut într-o sursă, propunerea că va câștiga Polonia. Câștigă gazdele, unul solist, pronostic din partea mea, băgați acolo un mare unul solist, victorie de gazde, victoria Polonia. Eu pe asta merg, asta am pus în bilet, ca să formăm cota asta de azi de 77.25. Ne mutăm foarte jos în Italia, serie D, Rimini se întâlnesc cu Recanatese și vor câștiga meciul. Rimini vor câștiga gazdele, băgați un 1 solist și în meciul ăsta din Italia, serie D. Pe urmă spre final avem calificări pentru campionatul european sub 21 de ani, under 21, care se va întâmpla în 2023, dacă nu mai vine vreo pandemie, vreun viscol, vreo boală, vreun ceva. Insulele Feroe, under 21, sub 21 de ani, se duelează cu Ucraina, under 21, sub 21 de ani, și câștigă fix ca la Eurovision, să sperăm că totuși nu, câștigă Ucraina, under 21, câștigă oaspeții, notați aici, doi solist, între Insulele Feroe sub 21 de ani și Ucraina sub 21 de ani, câștigă Ucraina under 21, doi solist, victorie de oaspeți.
Dacă vreți și biletele mele exclusive pentru grupul meu privat de WhatsApp, cele două mai lungi decât ăsta de pe canal, vă aștept cu ele gata făcute din aplicația Superbet la mine pe grup. Numărul de telefon și detaliile despre cum să intrați în grup sunt ca de fiecare dată în subsolul clipului. În principiu, donație de 50 de lei în contul meu Raiffeisen ca să intrați. După aia stați acolo pe grup cât vrea pulica voastră, atâta vreme cât îmi dovediți cu capturi doveditoare. Îmi arătați cu capturi doveditoare că jucați zi de zi biletele astea. Ăsta de pe canal și el gata construit din aplicația Superbet, plus cele două exclusive de pe grup. 3 bilete pe zi, cu câte 2 lei pariați, miză minimă, dacă nu vreți să jucați cu mai mult, înseamnă vreo 6 lei pe zi. Asta înseamnă măcar 180 de lei de riscat de aruncat pe geam în fiecare lună. Aveți banii ăștia de riscat, de băgat în foc, haideți cu mine acolo să încercăm chestiile astea grele. Biletele astea pot deveni câștigătoare și s-a dovedit treaba asta pe 30 martie și 30 aprilie, cel mai recent, când cu o cotă 1293 am luat niște bani frumoși de tot. Eu am pariat cu 2 lei, am luat 3300 de lei. Alții au pariat în grup cu 4 lei, au fost mai inspirați și au avut și bani în buzunare în ultima zi a lunii, înainte de salariu. Eu nu mai aveam. Au pariat cu 4 lei și au luat 6750 de lei. Am făcut un clip pe 1 mai în care arăt foarte clar cu capturi ce s-a întâmplat pe biletele alea. Deci și astea lungi, cu cote complicate, cote 1293, pot deveni câștigătoare. Oricând poate fi ziua, eu le ofer zilnic acolo pe grup. Dacă vreți să le jucați alături de mine, haideți și voi. Gândiți-vă bine, cântăriți dacă e cazul și dați-mi un semn. Hai să încheiem biletul de astăzi cu campionatul european Under 19, din nou runda elitelor cu care am și început biletul de azi. Ne mai aduce un meci, întâlnire între țările de jos, Olanda sub 19 ani și Serbia sub 19 ani. M-am înfundat în năsuc. Vor câștiga gazdele, mergem pe unul solist, vom merge pe victoria țărilor de jos, victoria Olanda Under 19, sub 19 ani. Băgați acolo unul solist, toată ziua victorie de gazde. Ăsta a fost penultimul și chiar ultimul meci al biletului, ca să terminăm trebuța. Vine din Germania, Oberliga Rheinland-Pfalz. Nu mă întrebați ce o însemna, dar înseamnă. Koblenz are duel cu Dudenhofen. Și vor câștiga acești Dudenhofen, vor câștiga oaspeți. Mergem pe doi solist, câștigă Dudenhofen. Dudenhofen! Întăvălarea lor cu Koblenz, care zgazde. Deci notați un doi solist, Dudenhofen, victorie de oaspeți. Ăsta este bilețelul de ziua copiilor, aici și la mine pe canal. 77.25 cota totală. Primul meci începe foarte repejor, în vreo 2 ore să zicem, la 17 fix. Astăzi seara la 5, 8 meciuri din nou, cred că aproape permanent 8 meciuri am avut toată luna mai, așa s-a întâmplat să fie. Biletul e gândit cu 11 meciuri, dar iată că mai mereu sunt 8 sau 9 sau chiar 7. Mult succes, multă baftă, vedem unde ajungem în perete sau în asfalt cu bărbia sau poate chiar la un câștig în această seară. Important e să jucăm zi de zi, să insistăm cu mize mici, cu mare prudență, cu mare atenție și să ne încercăm noroc în fiecare zi până constelația dorită se formează din nou, cum mai ziceam eu. Baftă, verde și să ne fie de bine!